Tot episodul de astăzi este făcut pe baza unei povești, așa că dacă vreți să vedeți continuarea, dați pe butonul de like să strângem peste 150 de like-uri. Fraților, la un nou video. De această dată o să facem un nou episod de 5M, pentru că știți că n-am mai făcut de foarte, foarte mult timp. De această dată suntem pe Hyper Zone România Roleplay, o să aveți IP-ul în descriere dacă vreți să intrați. Pentru că avem aici o persoană care ne-a zis să facem un roleplay destul de interesant aici în față. De asemenea, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângeți la acest video peste 150 de like-uri dacă vreți să continuăm seria. Serverul este un server hard roleplay. Aici o să găsiți de obicei mai oameni care vor să facă roleplay, din câte am înțeles. O să ne spun acum și câteva mai multe fondatorul serverului. Okay. Salut, David! Salut! Când intri pe server, nici am putut de 2 milioane, deoarece cam asta atrage în România, după cum am zis de multe ori. Da. La noi pe server, cam majoritatea pe error sunt plus 15, și iar cei care au minus 15 n-am nimic cu ei, numai că i-am învățat să facă roleplay, adică orice player intră pe server, mă duc la el, îi arăt absolut tot. Da. Serverul e deschis de o săptămână. Și văd că oricum are deja, scuze că intru peste tine, dar văd că deja are player, adică are 15 player așa frumos, deci oricum o să, poate trebuie să ne facem și noi să fie full cam mereu și să fie hard roleplay. Nu știu, dacă căutați așa un server care să faceți hard roleplay, puteți intra aici și și mai probabil o să reușiți să faceți un roleplay destul de frumos. Când zicem hard, nu ne referim numai la bani, ne referim la rol pe în da. Sine. Banii să te distrezi, practică. Trebuie să te distrezi, că ești pe un joc. Bun. Da. Mergem acum la mafie? Da, hai să mergem până la... Ne prezentăm și noi mafia. Și o să facem, o să începem să facem și niște live-uri pe server, o să vedeți ce o să facem. Eu vă aștept pe server, aveți link-ul în descriere, după cum v-am zis. O să mă găsiți de câteva ori aici pe server, pentru că mie îmi place cum e configurat, adică e configurat destul de bine serverul. Sunt player, din câte am văzut până acum n-am găsit pe nimeni care să facă așa un fel RP urât sau chestii de genul. A fost destul de ok până acum. Bine, probabil că o să mai există niște persoane, că da, există și admisia, mai știu eu ce, dar din câte am văzut, admin se ocupă destul de bine. În final am ajuns noi aici la mafie, fix în locul unde am avut noi azi mafia la Vagos. Și membrii sunt aici sau? Da, sunt câțiva băieți aici. Mamă, beznă, ești nebun, nu văd nimica. Bine că pe filmare se vede ceva. A, uite. Bună seara, domnilor. Bună seara. Bună seara, bună seara. Ce ocazia a trecut pe aici? Păi el e domnul Andrei. Sunt un nou membru. Da, a fost recrutat. M-a salvat... am vrut să mă ia poliția, el m-a salvat. Mai multe chestii și am zis să-l băgăm la noi în organizație aici. Să-i prezentăm toate cele, cu ce ne ocupăm noi. Cosmin, poți să te duci să-i faci tu un tur pe aici, să-i arăți de unde și armele, de unde... Ok, urmați-mă, vă rog. După cum știa, nu putem intra în casă, că am pierdut cheile. Am înțeles. Ceva normal pe la noi. Mi se pare mașină, corect. O mașină lângă, dacă eu aruncăm mai târziu. Eu mă uit acum pe obiez, că nici măcar nu văd mașina pe monitorul principal, ești nebun. Acum, din partea dreaptă, vă luați armele. Normal, luați-vă acolo un pistol și încă o armă, o mașetă. Da, luați-vă un pistol și un AK-47. Arme puternice, da. Uitați aici la mine. Normal, pistolul ăsta automat îl țin eu. Da. Și în partea cealaltă ne luăm acolo pentru gradele de angajare. Da. Așa, gata și cu petrecerea a plecat toată lumea. Au șeful. Dar, Am primit un mesaj, stai puțin. Vino la mine, am să spun un lucru important, semnat diavolul. Și mi-a dat și locația. Niște coordonate cu GPS-ul. Aveți arme sau? Da, tu ai arme. Eu n-am arme. Hai că aveți voi, eu o dau cu pumnii, o dau cu nervi, haideți. Ai fumat cam mult azi, când vezi arma în mână, mă întreb dacă am arme, na. Rămâne între noi. Vezi că la noi aici nu prea acceptăm de ăștia cu drogurile cu astea. Sper să mi se fupă rău mie. Să s-a părut, șeful, nu-i problemă. Și că locația ar fi undeva pe la metrou. Nu știu, hai să mergem pe acolo, sper să nu fie vreo capcană ceva. Că sună destul de importat în oraș.
Păi, pare deja suspect din prima, dar mă rog. O să lăsați ca am Kalashnikov ăsta. Și că la a patra stație, odată ce intrăm pe aici, okay, trebuie să ne prindă poliția sau ceva. Oprim motorul și mașina la, de la jumătate. Ok. La stația 3 jumătate. Mai avem mult până la stația 4, că n-am mai fost pe aici. Nu știu. Ideea e că, bă, că tot mergem de ceva vreme și... Bă, că nici metrou nu mai circulă pe aici. Și tare suspect. E ciudat. Aolea. Te-ai rănit? Nu, sunt ok. Sper, mamă, de acum am făcut mașina. Sper că aveți și asigurare la mașină, că altfel... Da, 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 o plătești din banii tăi. Oh my god. Nu e bine. Ok, deja arată foarte suspect. Am văzut numărul 4, pe care îi toprește motorul aici, să nu ne iau. Oprească aici? E stația 4 asta? Da, da, bă, nu-ți coastă. Păi și cu armele de mână pe aici, da? Mergem ușor, să nu ne audă pașii. Păi și pe unde o luăm? Nu știu exact. Hai la chestiile astea de taxare, nu știu, luăm pe aici în față. Unde? Să stați cu armele, luați voi primii, că eu... Da, da, Cosmin scoate, scoate AK-ul. Colegul am decât un pistol. Du-te tu primul, că atunci e groasă. Fast moving trains. Ia uzi. Ce-i ce băiți? Cred că ori se construiește o stație, ori habar n-am. Dar asta ar fi stația. Aoleu! Ce? Am văzut pe cineva acolo, înăuntru. Unde? Acolo. Asta inspectăm. Pe aici? Nu știu, haideți înapoi, că mi-e frică pe acolo. Ok. Hai că pe acolo pe unde e lumine, zic, adică ar fi mult mai bine. Sunt cu ținta acolo, în caz de vine cineva. Mă uite-o. Am dat pe aici, să văd. Pe cineva pe aici. Mamă, e abandonat locul ăsta. E ciudat rău. Și-am trecut prin multe în viața asta. Cred că e de câțiva ani, așa. Uite, Pillbox North. Așa se cheamă stația. Ce s-a auzit? What? Ce s-a auzit? Andrei. Da, domnule. Cine vorbește? Unde cine ești? Vorbește? Nu trebuie să știi tu unde sunt. Doar trebuie să ascult. Unde asta este? E tot ce vreau de la cine tine. Cine vorbește, mă? Ok, deci spuneți repede, Andrei, ce vreți. Am un mesaj pentru dumneavoastră. Am o informație. Cum că dumneavoastră ați fi frate cu cineva din aceeași organizație în care sunteți dumneavoastră. Dacă vreți să aflați mai multe lucruri, o să vă dau pe SMS o poziție unde veți găsi o carte cu un indiciu cu cine probabil sunteți frate. Ok. Clar? Ok. Bun, cine o să vă dau o poziție în 10 minute. Vă dau o poziție, mergeți acolo sus, o să vedeți, este o fabrică de droguri. Dași din gură. E o fabrică de droguri, unde se fac foarte multe droguri, sunt hârtii legate cu oațe și fix acolo pe ele a găsit și o carte veche. Și pe prima foaie o să vezi un mesaj. Citești mesajul ăla cu voce tare. Și dacă vrei mai multe indicii, încerci să mă găsești și o să-ți dau mai multe indicii pentru a afla cine ești, frate. Ok, deja vor... Haideți să plecăm, colegii. Îți dau poziție imediat. Haideți, colegii, repede, cine repede. Cine vorbea? Hai, colegii, repede. Cosimil, să-l ții spate, hai, mereu, da? Deci nu era nimeni aici. Mă uite spate. Doamne. Unde naiba vorbea? Ok, asta a fost clipul. Domnul, adică sunteți un om important dacă vedeți la să vă caută. Dar nu l-am văzut, nu știu unde era, am tras. Nu știu ce vrea cu mine. Dar cine a zis că este în mesaj? Diavolul. Diavolul. Ok, eu plec imediat de aici. Mai asta la discuție. Pe unde e ieșirea? Pe aici la dreapta? Doamne, nu știu pe unde. N-am fost niciodată pe aici, nu te gândesc. Cred că e ieșirea pe aici. Doamne, dar unde ți-a zis să mergem? O luăm prin tunelele astea? Iau încet. Nu știu, e suspect, e suspect tare. Mamă, ce urât pute.
se vede că nu mai să opresc de magia, să mă bag și eu opresc să mă bag și eu acolo. Hai, hai. Băi, deci e prea șmecher serverul ăsta, cum ai făcut așa cu roleplay și etc. Hard roleplay. Drifturi. A, uite, ieșire. Uitați ieșire. Uitați-vă, stai la dreapta, să nu fie cineva pe aici. Hai că stai pe autostradă. Intri pe această ușă și urci. Intri pe această ușă și urci până sus pe tot. Acolo vei găsi ace. Văd că nici nu prea știe să scrie. E ciudat, da, ieșim din oraș, ce facem? Unde n-ai bani nebune? Ai zis că undeva cu droguri. Ia, sus de tot este o carte. Și prima foaie se află primul indiciu. Deci, țineți minte. Sus de tot este o carte și pe prima foaie se află primul indiciu. Da, haide pe altă undeva, pe jos, pe undeva. Uite acolo drumul. Da. Deci e închisia asta, uzina asta, abandonată. Pentru că am lucrat cu multe persoane care făceau droguri, pentru că, na. Fiecare ne ocupăm cu ce putem să-ți facem. Da. Și aici asta e fabrica. Dar e părăsită, asta e fabrica veche, acum 30 ceva de ani, nu mai țin minte. Se făceau aici droguri. Guys, cred că asta este locația. Și că ar fi o uzină abandonată aici. Da, țin și eu minte aici. Aici a fost la fabrică de droguri. Haideți că merg eu primul, că știu drumul, vă arăt aici. Ok, uite, recepția sus. Dar nu știu dacă... Ai mai fost tu pe aici? Nu, n-am mai fost. Vreo 30 de ani cât funcționa. Replant. Gata, stați pe loc, Aoleu. Tu unde ai fost? De aici? La birou. Unde? La birou. Duceți-vă la birou. Aveți acolo o lumină, aveți acolo o carte. Citiți cu voce tare ceea ce scrie pe prima foaie. Ce carte? Nu văd nicio carte. Sunt... Uite asta de aici, nu vedeți? Domnul Andrei, domnul Andrei vede carte. What? Domnul Andrei și eu. Aoleu. Bă, noi am nebunit, bă. Da, nebunit. What the fuck? Domnul Andrei, citiți cu voce tare ceea ce scrie pe prima foaie. Scrie că sunt rudă cu un membru din mafie, din această mafie. What? Da, adică din asociația Cosa Nostra. Sunteți frate cu un membru din Cosa Nostra. Dar dumneavoastră cine sunteți? Domnul, să mă vedeți și mea pentru o singură secundă. Deci, ăsta a fost primul indiciu. Dacă o să vedeți indicii, o să încercați să mă găsiți și o să vă dau mai multe indicii, mai multe lucruri. Uite, îi văd umbra. Seama că e... O să mă vedeți acum pentru o secundă. Nu văd eu umbră. Lasă-o sus? Fai să mă... Ok, hai să plecăm. Hai repede. Aoleu, cum am lovit la cap. La documente, repede. La documentele mafiei. Hai. Repede, că de la țigările astea nu mai pot să mai... Doamne. Fugi, repede, cu cine aș putea fi eu rudă? Doamne, ce frate, nu mai pot să mă cât am alergat. Mă, l-ați văzut? Abia am ajuns în organizație. Mafia asta și deja am o rudă? Eu știam că singur. Aveți ceva informații sau? Știți voi ceva? Eu sunt panic rău, doamne, nu mai pot să mai vorbesc. Doar coleg ușor, inspiră și expiră. Ok. Să deschis și eu geamul ăsta. Firarea e drept să fie. E viața de cât. Haideți repede la casă. Mergem la casă acum să vedem documentele. Unde-s documentele mafiei? Nu știu, dar... Că vreau să mă duc repede. Am primit o informație de la domnul capitan că a fost demis din funcție. Doamne, ferească Dumnezeu. Și că vine poliția la noi la casă. Aoleu. Vin niște afaceri. Aoleu. Stai, oprește mașina, băgați-vă toate armele în portbagaj. Haideți, coborâți repede. Haideți să mi le bag repede. Ascundeți-le acolo, puneți ceva peste și... Haideți. Gata, l-am pus acolo, gata. L-am pus în cutiuța aia, mamă, nu mai am aer. Hai, repede să ne gălbim. Ok, asta e cea mai ciudată chestie pe care am văzut-o în viața mea. E cea mai ciudată zi din viața mea, afară de aia în care m-am măsurat. Informația despre tine și fratele tău le vei afla pe parcurs. Am primit mesaj că le voi afla pe parcurs.
Cred că v-am mai dat mesaje. Mă informați despre fratele meu. Ce mesaje? Ce s-a întâmplat? Ok, asta e chiar... Nu m-a trimit nimic. Ce? Nu m-a trimit nimic. Ce s-a întâmplat? Ce? Cine este din spatele nostru? A sunat un coleg de la voi, stai că vinem acum, stai în hit-ul. Joi. Cine să ia? Nu știu. Da. Ceva nu-i în regulă. M-am speriat pentru o secundă. Ok, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat cu voi, nu mai știți nimic, nici ce s-a întâmplat? Nimic, nu mai știu ce s-a întâmplat. Uite, tu ai nebunit. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat nimic. Ok. S-a nimic, ce s-a întâmplat? Nu mai zic nimic. Doamne, tu ai nebunit, tu ești doar pe droge, pe de-alea. Va trebui să faci ceva în schimb la acestor informații semnat, Di. Ce-s cu mașina asta aici? Nu știu. Ăștia vin să ne radie mafia, ce fac? Deci am auzit eu că eram afară, erau hitmen. Și cu atâtea persoane aici? Hai, intră pe poartă, intră pe poartă. Hai. Tu văd că nu e nimeni pe aici. Mă duc la o țigară singură, rău. Ce s-a întâmplat? Poliția, aveți grijă, poliția se sperdă spre noi, aveți grijă. Am înțeles. Din aveți arme să-mi dați și mie, ca în caz că... Dar și se va mai bine fără arme, acționăm frumos. Am organizat eu, am pus eu doi hitmen. Aole, cine e acolo sus? Cine e pe garaj? Doi hitmen, a zis colegul. L-ați văzut pe ăla de pe garaj? Hitmen, luați de mine. A, pentru polițiști? Da? L-ați văzut pe ăla de pe garaj? Vă vedeți de oriunde. Aoleu. Aoleu. What? Cine este? L-auzit? Mamă ce față are. Mamă ce față are. Cine este? Mamă ce față are. Deci e cel mai... Păi, cred că e coșmarul meu. Ce s-a întâmplat? Că nu mai înțeleg nimic. Cine e ăla? Mind blow. Unde s-a dus? A venit poliția. Stai să vă deschid poarta. Stai să vă... Bună ziua, stai să vă deschid poarta. Mamă. Aoleu. Mâine sus toată lumea, mâine sus toată lumea, poliția! Hai, în genunchi toată lumea! Ce am făcut, domnul capitan? Ce s-a întâmplat, domnul? Unde dea sniper jos după casă? Care poliția, sniper? Vă rog, toată lumea în genunchi! Suntem toată lumea în genunchi, acum! Un mandat, o să vă facem o scurtă verificare, dacă n-aveți nimic la dumneavoastră, sunteți liberi! Ok, domnul. Domnul, jur că mai înțeleg. Ce-a făcut, domnul capitan, dar zis că scopul panice, domnul. Păi în halul ăsta am ajuns eu, domnule, primarul orașului, să fiu îngătușat așa. Ce înseamnă asta? Păi ultima rușine. Ia uitați, mă mai ia și pe sus. Fiu firarai, naiba să fii. De ce l-ați luat pe sus? Toată lumea rămâne în genunchi. Rămâne în genunchi. O să vă facem o scurtă percheziție. Domnul de aici e liber. Ia să vedem dacă are pantofi. Ce să aibă domnul că n-are nici tricou pe el? Și dumneavoastră sunteți liberi. Descătușați colegii. Sunteți liberi toți. Am înțeles că aici este o casă a mafiei. Domnul. Da, domnul. Da, domnul. Ia uita mai așa cu propriile mele forțe, cu ultimile mele forțe. Aoleu, cum ar arăta. Te-am ajutat ca să scap de acolo și te-am înviat pur și simplu pentru că eu am niște forțe foarte speciale. Deci ți-am zis, dacă vrei să afli mai multe chestii, încerc să mă cauți și o să-ți trimit mai multe mesaje în curând. Ok, domnul. Ca să afli mai multe despre frate. Ok. Ciao. Ok, deci da, lume, cam am văzut cu acest video, sper că v-a plăcut, dacă vreți să vedeți continuarea de la această poveste, nu uitați să dați pe butonul de like, să se ajungă la acest video peste 150 de like-uri și o să continuăm seria, dacă vreți să vedeți continuarea, cine este fratele meu sau ce s-a întâmplat în acest episod. Nu uitați că aveți IP-ul de la server în descriere dacă vreți să mai încercați să faceți și voi roleplay pe server, este un server super șmecher, aveți Discord în descriere, aveți toate link-urile în descriere. Eu am văzut Andrei, o să vedeți că o să rămâneți uimiți cine este fratele meu sau etc. Eu am văzut Andrei și până la v-am salutat. Bye, bye!